Acest program este sponsorizat de Maurer Imobiliare. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la știrea cea bună. În această seară am întârziat puțin pentru că o să vedeți de ce. Avem un invitat de excepție care va cânta live în platou. Până atunci, până vi-l prezint, câteva știri foarte bune. Un băiețel de 2 ani a fost scos astăzi de sub dărâmăturile unei clădiri care s-a prăbușit în orașul Antalya. Din sudul Turciei, relatează Reuters. Copilul a fost salvat la 79 de ore după ce țara a fost lovită de mai multe cutremure. Imaginile au fost făcute publice de Fundația de Ajutor Umanitar din Turcia. Salvatorii l-au scos pe copilul care plângea printr-o deschidere îngustă dintre resturile unei clădiri. 2 ani, 79 de ore. Din perspectiva mea, cred că este o minune, doamnelor și domnilor. Trebuie să mai întâmplă și minuni în ziua de azi. Avem o veste bună din perspectiva relațiilor româno-americane. Ambasadorul desemnat al Statelor Unite ale Americii în România, Kathleen Kavalec, a sosit astăzi la București. În următoarele zile, ambasadorul desemnat, Kavalec, va prezenta scrisorile de acreditare președintului Klaus Iohannis și se va întâlni cu prim-ministrul Nicolae Ciucă și cu ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, potrivit unui comunicat al ambasadei SUA în România. Kathleen Ann Kavalec, diplomat de carieră, care a supravegheat programe majore de asistență ale SUA în străinătate și care în prezent este șeful misiunii OSCE în Bosnia și Herțegovina, a fost nominalizată în luna iunie de președintele american Joe Biden pentru funcția de ambasador al României. Poate cu venirea doamnei ambasador să se apropie și mai mult relațiile româno-americane și cine știe dacă nu să ajungem la ceea ce suspinăm noi românii de mult, să mergem și noi în America fără vize. Doamne ajută, urmează rubrica Smile Moment. De Smile Moment o să avem momente, parte de momente de genul acesta în această seară, dar am găsit o glumă pentru dumneavoastră. 3 pensionari la un nutriționist. Ce pensie aveți? 2500, spune primul. De la masă să nu vă lipsească friptura, sticla cu vin și fructele tropicale. Al doilea avea pensia de 1000 de lei. De la masă să nu vă lipsească legumele și fructele. Al treilea cu pensia de 300 de lei. Nutriționistul. Tataie, aer curat. Cât mai mult aer, tataie. Doamnelor și domnilor, din păcate se mai întâmplă și pensii de genul ăsta în România, în timp ce alții huzuresc de bine. Nu vorbim despre lucruri triste în seara asta, pentru că avem din belșug. Știrea cea mai bună este că în această seară împreună cu noi se află actorul, artistul, dirijorul, omul de cultură, Radu Gheorghe. Bună seara, maestre, bine ați revenit în platoul nostru. Bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur că... Pot să completez. Vă rog. Pensie mică, suflet mare. Corect, corect. Compensăm. Sunteți în seara asta ancorat aici la niște microfoane. Ne veți cânta live. Ne bucurăm foarte mult că ați acceptat această postură, această poziție destul de dificilă în care v-am așezat, dar pentru binele publicului, ce nu face un actor? Servim patria. Servim patria. Da. Maestre, mărturisesc, dragilor noștri privitori, că această chitară pe care o aveți în mână este... cea mai bună chitară pe care eu am pus mâna în viața mea și mi se pare absolut deosebit faptul că ați venit să cântați live. Știți cât de... Așa. Știți cât de puțini artiști se încumete să cântă live? De ce credeți că e treaba asta? Acum că mi-a spus, nu o să mai cânt nici eu. Păi, nu știu, ce artiști nu cântă? Majoritatea cântă în direct, nu? Din cei pe care îi cunosc eu, în spectac- mă refer, apropo de chitară, la cantautori. Mă refer la un show de televiziune, să fiu mai concret. Show de... Da. E posibil ca într-un show de televiziune sunetul să fie denaturat.
pe scenă actorii și actorii și cântăreții se simt în largul lor, pentru că e un întreg ritual și se fac probe. Pe scenă există difuzoare de control și în principiu cam ce se aude în sală, tu trebuie să auzi pe scenă. Și atunci ai posibilitatea să îți dirijezi timbrul, volumul, prezența scenică, prezența artistică, așa cum consideri tu că e bine pentru a avea efectul maxim. În televiziune, nu știu dacă întotdeauna beneficiezi de un răspuns la sunetul care este preluat în cabine și acolo procesat, poate să fie mai bine sau poate să fie altfel decât tu ți-ai dori. Pe... Ceea ce să sperăm că nu va fi în seara aceasta, da. Că avem două microfoane destul de bune. În repetiții, deseori am observat, nu toți colegii mei, prietenii mei care cântă folk, de exemplu, doresc ca sunetul, cel puțin la voce, să fie reverberat. Mulți vor ca sunetul să fie crud, pur și simplu. Dumneavoastră cum preferați? Eu prefer să fie crud, pentru că multe din piesele mele sunt motive de muzică, în același timp sunt numere comice. Au câte un clench, deci vorbesc. Și atunci, dacă vorbești, vrei ca vorba să fie naturală. Nu vrei să fie reverberat. În principiu, dacă vocea este reverberată, mai astupă unele imperfecțiuni, dar sună puțin fals. În anumite situații e bine, dar nu totdeauna. Eu, pentru că și vorbesc în timpul cântecelor mele, prefer să fie crudă. Nu am de ce să ascund și multe din inflexiunile pe care vocea le are sunt percepute că așa vreau și de multe ori așa vreau. Ne bucurăm că ați venit în seara asta cu chitara. Care este istoria chitarei în viața dumneavoastră? Am să vă rog că înainte de a începe o poveste despre chitară și automat și anumite piese pe care eu le-am compus pentru chitară și voce, să dezvălui și motivul pentru care mă aflu aici, în afara bucuriei de a vă revedea și de a apărea în fața telespectatorilor postului dumneavoastră de televiziune, există un motiv care nu e deloc ascuns și pe care îl dezvălui chiar acum, ca să nu uităm, să se termine emisiunea, și anume pregătirea și apropierea momentului premierei, repremierei spectacolului Ucenicul Vrăjitor, în care eu sunt în postura de dirijor a unei orchestre simfonice. Da, nu sunteți vrăjitor, ca să știe lumea clar că... Păi nu sunt vrăjitor pentru că e în titlu ucenic. Deci sunt veșnic ucenic și dacă tot ați atacat astfel problema, trebuie să spun că vrăjitorii adevărați ai acestui spectacol sunt cei care au ajutat la și ajută la crearea propriu-zisă a suportului muzical cel mai important. Orchestra, de data aceasta, Orchestra Teatrului de Operetă, Teatrului Național de Operetă și Muzical Ion Dacian, este partenerul meu. Asta mulți nu înțeleg. Nu, eu sunt dirijor și orchestra e ca un acompaniament. Nu, suntem parteneri în egală măsură și în multe privințe ne completăm și compensăm. Eu devin și muzician, iar orchestra de multe ori joacă roluri de actor. Așa că în pregătirea asta există un vrăjitor care este dirijorul orchestrei, unul din dirijorii
Teatrului Național de Operetă, maestru Alexandru Ilie, care este vrăjitorul de la care învăț și eu, de-aia sunt ucenic, cum se dirigează orchestra. Eu îmi iau rolul în serios în acest spectacol și depășesc limitele, așa cum în desenul animat, dacă țineți minte, al lui Walt Disney, ucenicul vrăjitor pornește un mecanism de umplut butoiul cu apă, măturile cară gălețile, butoaiele se umplu și ar trebui ca treaba să se termine. Dar ucenicul vrăjitor nu mai știe să oprească această vrajă. Și atunci totul devine o inundație. Cam același lucru se întâmplă și cu mine în acest spectacol. Eu pornesc orchestra, mă joc cu ea și în multe privințe nu mai reușesc să opresc acest val imens de energie pe care orchestra o degaje. 24 februarie, maestre. 25. 25. Sâmbătă 25 februarie. Ora 19. Da. Maestru Moraru este, de asemenea, este Aurel Moraru, este dirijorul corului, avem și cor. Gianina Meragiu este concert maestră și partenera mea în acest spectacol. Pentru prima dată voi avea o concert maestră, nu un concert maestru. Toate aceste ingrediente, eu zic că vor incita publicul să cumpere bilet, să vină și să vadă acest spectacol, care nu este decât un spectacol de divertisment teatral-muzical, de fapt un spectacol care vă va face, dragi spectatori, să uitați de problemele pe care le aveți, indiferent care, și timp de 2 ore să plutiți pe aripile muzicii. Aripile muzicii ale și umorului. Ale umorului și, bineînțeles, vor fi surprize. Spectacolul este interactiv, are o istorie demnă de pomenit. Nu intrăm acum în amănunte. Nu povestim chiar doar am făcut preambulul, de fapt, al lucrului care va urma. Mulți poate nu știu că eu am urmat cursuri de vioară, ca și dumneavoastră. Eu mai puțin, așa, doar la nivel minim. Adică ați chiulit mai mult decât mine? Nu, am avut un profesor particular care m-a învățat ce știa el și după aceea m-am dus și eu la o școală de muzică și în loc să mă pună la instrument m-a pus la canto și s-au încurcat lucrurile, am rămas la un anumit nivel. Da. Nu, am făcut școala de muzică din clasa 1, am urmat vioara și mi-a plăcut pentru că, fiind un copil energetic, pentru mine vioara a însemnat o jucărie în plus. Dar chitara? Că de aici pornirăm? Chitara... Nu, pornirăm de la ucenicul vrăjitor. Okay. Dumneavoastră ați pornit de la chitară. Aveți un cui și o să vă cumpărați o chitară. Iată afișul pentru data de 25. Da, perfect. Ora 19, doamnelor și domnilor. Să spunem încă o dată pentru cei sensibili la cuvântul vrăjitor, că nu e nicio vrăjitorie cu adevărat, nu aveți treabă cu spiritismul, chestiile astea. E vorba despre un spectacol, un show în care un ucenic învață de la marele maestru al orchestrei. Păi nu, vă contrazic, e o vrăjitorie. Actoria este o vrăjitorie, nu? O păcăleală frumoasă. Înțeles, e ca dragostea, poți să nești dragostea? Nu poți. Nu se spune că am fost vrăjit de domnișoara aceea, atât de vrăjit că am luat-o de nevastă. Corect, corect, gata, m-ați... Deci ce vreți păcăleală mai mare? Chitară, într-o clipă de dragoste, te înrobești ca bărbat o viață întreagă. N-am auzit despre o femeie să spună că s-a înrobit ea unui bărbat. Eu acum nu știu exact dacă glumiți sau spuneți adevărul, că așa este. La un actor comic, cea mai potrivită propoziție, mai în glumă, mai în serios. Corect, corect. Știți că bufonul regelui, bufonul era singura persoană din anturajul regelui care putea să-i spună adevărul.
cu riscul de a-i se tăia capul. Dar nu-i tăia capul pentru că și regele voia să râdă. Acum, pentru că sunt mai mulți bufoni, cad și multe capete că mai rămân. Dar pasiunea pentru chitară, maestre? A venit mai târziu. Era terenul pregătit, am studiat vioara, pianul, tehnic, ca și dumneavoastră am ajuns și la instrumente de suflat. Mi-ați mărturisit că ați învățat să cântați la trompetă, eu la flaut. Deci avem buzele formate pentru, dacă e nevoie. Și flautul a venit pentru că a fost o perioadă când am părăsit liceul de muzică George Enescu din București, pur și simplu pentru că am pierdut căminul și, întorcându-mă în orașul natal, simțeam nevoia să ceva. Și în liceu exista fanfară, drept care am intrat în fanfară și am învățat să cânt la flaut pentru că e în cheia sol ca și vioară. Așa că a fost un câștig. Chitara, acum nu glumesc, a venit după un premiu întâi pe țară la pictură. În liceu. Polivalent, maestru. Da. Nu, nevoia de a mă exprima. A fost un concurs în cadrul programului Cântarea României, un concurs de pictură pentru profesioniști și amatori. Deci a fost popularizat în licee. Eu am zis, eu, și eu. Și am pictat două tablouri, dintre care unul, pentru că nu aveam vopsele, în cremă de ghete și pastă de dinți. Cremă roșie și neagră și pastă de dinți albă, ca să am cu ce să fac nuanțe, să prepar nuanțe. Și acest tablou a luat, cred că a luat premiu, pentru că se întrebau de ce miroase așa. Și a luat premiul întâi pe țară, care a însemnat un premiu de 600 de lei, wow. Bani din care mi-am luat prima chitară. Am ajuns la chitară. În sfârșit la chitară. Și mi-am luat chitară pentru că premiul consta și într-o vacanță, tabără la Cozia, o tabără de creație, unde ne-am întâlnit amatorii cu profesioniștii și era vorba de anul 1968, când a fost intrarea prietenilor noștri din Răsărit în Cehoslovacia. Și tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și da, era o ofensivă, așa puțin, un vânt de libertate pentru noi, manifestat printre studenți și elevi și în tabără s-a simțit, pentru că a venit valul de hippie. Și deodată toți eram cu cămăși, cu floricele, cu aia, chitări, pictam, a fost extraordinar, mi-am făcut prieteni și zic, păi, e cazul să-mi cumpăr și eu o chitară, să intru în rândul tinerilor încă nepletoși. Așa că am luat chitară și am învățat de unul singur cele trei acorduri, cu care am și rămas, patru. Și chitara a rămas un instrument de suflet, pentru că e foarte ușor să te acompaniezi. Ce ne vezi cânta reușind, prima piesă? Trecând de la muzică la teatru, chitara mi-a folosit. Adică am păstrat în permanență legătura cu muzica în meseria mea de actor. Vreau ușor, ușor să vă conduc spre al doilea motiv al prezenței mele aici și explicația de ce Radu Gheorghe, un actor, la pupitru unei orchestre simfonice. Există această legătură. În permanență, muzica a constituit un suport în teatru și foarte important, pentru că muzica nu-i doar muzică, după cum știți, e și ritm. Și în teatru, la fel, ăsta e numitorul comun. În teatru, ritmul e la fel de important
ca și în muzică, doar că în teatru nu e măsură. În muzică e clar, patra, doua, patra, măsură, fiecare secundă contează. În teatru trebuie să ai bunul simț al acestui ritm. Și asta a dus pe cale de consecință la spectacole în care eu mă exprim atât muzical cât și teatral. Am terminat cu Ucenicul Vrăjitor, trecem la chitară și cu sublinierea că majoritatea pieselor mele nu sunt doar muzicale, au un clenci, o ceva comic. Abia așteptăm să auzim da. Prima piesă în seara asta. La sfârșit. Nu la sfârșit. M-ați provocat, înainte de a începe emisiunea, cu... O adolescentină. Da, cu propunerea de a cânta, dacă mi-aduc aminte, piese din tinerețe. Păi, aș putea să încep, așa, ca să vă dați seama cât de tânăr am început cu chitara. Să vă apropiați microfonul, da. Ca să aude bine. Cu o piesă pe care am compus-o doar ca să trec eu și colegii mei să luăm note de trecere la limba latină. Limba latină... Erare umanum est. Cu toată dragostea și tot respectul pentru ginta latină, în liceu era... socotită, chiar dacă eram în categoria celor nu real la umană, totuși nu prea consideram că ne va folosi. Așa că aveam note mici. Atât de mici uneori și pentru că eram destul de năzbătâioși, eu eram printre cei care aveam note sub limită și totuși nu eram, aveam capacitatea să învățăm și m-am ambiționat, am învățat ce era de învățat, trebuia și scandare și pentru că venise ultima oră și noi nu aveam mediile încheiate și unora dintre noi, inclusiv mie, nu mi-eșea, mi-ar fi trebuit un 10 ca să-mi iasă nota de trecere, să nu rămân corijent. Clasa 12-a. Adică nu prea era bine. Riscant. Și eram cam jumătate de clasă în situația asta. Și atunci zic, stați că am o idee. Și am compus o melodie pe Ataliarhum al lui Virgiliu și zic, când apare doamna profesoară de latină, eu mă ridic, nu o lăsăm să vorbească, era socotită ca o profesoară rea, nu era rea, era exigentă pe bună dreptate că trebuia să știm. Scot chitara, îi cântăm, eu cânt toată poezia, am învățat-o pe din afară, în metru latin, adică accentele muzicale erau exact pe accentele latinești, și voi, ca să nu vă fac să învățați toată poezia, o să cântați cu mine refrenul, vă ridicați în picioare și dacă nici așa nu ne trece, atunci... Și așa s-a întâmplat, cânt întâi prima strofă. Vides ut altas tet nive candidum soracte neciam sustine Antonus Silve laborantes geluque flumina constiterint acuto Silve laborantes geluque și acum începeau ei la 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 în latină la 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 la. Nu cânt toate strofele, că sunt prea multe, dar vreau să vă spun că profesoara a început să plângă. Am emoționat-o, bineînțeles, și
ne-a spus că ne-a dezvăluit că nu numai că e ultima zi de școală și de latină, dar e și ultima ei zi pentru că ieșea la pensie. Între timp, povestind, toată lumea era bine, fericită că terminăm școala și a sunat clopoțelul. Zice, doamna, da, știți, noi nu avem mediile încheiate. Și zice, nu, în clasa mea toată lumea a trecut. Ura! Da, deci ați impresionat-o pe doamna, da, profesoră. Nu numai că am impresionat-o, ce-i drept învățasem, adică era perfect. Știam deja latină, pentru că toți disperați că să am putea rămâne cu regență, am pus mâna pe latină și am învățat. Nu era nicio problemă, totuși nu e algebră. Algebră sau nu. Și, dar cam târziu, nu? Porcul nu se îngrașe. N-avea timp să ne asculte pe toți, era evident. Și atunci trebuia făcut o campanie din asta. O improvizație. Nu numai că am impresionat-o, după ce s-a încheiat școala, m-a rugat să vin să înregistrez melodia, i-am chemat și pe colegii mei, a luat banda și a păstrat-o toată viața, până când... Moment unic, moment, da, superb. Da. Și îl punea, a pus-o și altor generații de elevi de la liceul acela. Asta a fost una din primele melodii care mi-a adus succesul pentru un public redus, dar important, profesoara și colegii mei. Pe urmă, au urmat, bineînțeles, facultatea și acolo chiar am compus melodii pentru piese de teatru. Am apărut în unele piese cu chitara și astfel am fost... Începusem să merg în cluburi, la Clubul Arhitecturii, de exemplu, care avea program și muzical și era vizitat de actori mari, Florian Pitiș, chiar profesorul meu Octavian Cotescu, veneau actori, studenți, bineînțeles, Andrieș, care a făcut arhitectura, nu? El era nelipsit. Seară de seară îl găseai acolo. Iar eu veneam cu chitara, cu pianul, cu vioara, făceam numere, improvizam. S-au născut piese pe care le probam la publicul studențe și astfel am fost descoperit de Radu Stanca, poetul care era redactor la Cenacul Flacăra, la revista Flacăra, și așa am ajuns la Cenaclu cu piesa Proasca Țestoasă și am avut, cred că, cea mai scurtă cronică. Păunescu a scris după ce am avut prima apariție în public și publicului i-a plăcut piesa și refrenul. În revista Flacăra s-a scris Radu Gheorghe adjudecat. Super tare! Trebuie să ne cântați și nouă în seara asta. Cu microfonul mai aproape, se aude foarte la bine. La final. La final vreți? Sau... Până atunci vă mai cânt o melodie de dragoste pentru domnișoara de la cameră. Deci de asta nu-mi plac mie domnișoarele care au deja cameră. E o melodie de tinerețe. Ieri am văzut-o prima oară pe Suzi. Sper să nu fie prima și ultima zi. Ieri am văzut-o cum stătea la geamul ei. M-aș fi bătut atunci, da, pentru ea cu zmei. Ea avea ochii, nu-i mai trebuiau rochii, deși le avea pe ea hazlii, tot îndemna să vii. Ea avea ochii, nu-i mai trebuiau rochii, deși le avea pe ea hazlii, tot îndemna să vii. Na 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 na
na, 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 na. Azi însă știu că am dat un prea marnic X, pentru că Suzy este un manechin din gips și nu-l iubește decât pe frumosul Ben. Un manechin ce stă lângă ea din lemn. Ea avea ochii, nu-i mai trebuiau rochii, deși le-avea pe ea Hazli, tot îndemna să vii. Ea avea ochii, nu-i mai trebuiau rochii, deși le-avea pe ea Hazli, tot îndemna să vii. Na 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 na. Să aplaudă dacă se dă unul singur, da? Nu. Nu e problema, publicul, nu? Să aplaudă de acasă. De acasă. Da. Sunt piese de tinerețe și multe dintre ele s-au constituit într-un show care a luat titlul de Broasca Țestoasă și alte povestiri pe note. Ultima reprezentație cu titlul ăsta a fost la Muzeul de Istorie a Literaturii Române. Au o curticică acolo și foarte intimă. Vine un public foarte drăguț, cum să spun, foarte doritor de a asculta poezie, de fapt, puse pe note. Mulți dintre colegii mei au avut show-uri acolo, și Nicu Alifantis, de câteva ori, colegul meu de la Teatrul Național, Eugen Cristea. Am avut cu un spectacol cu Vintilă. Am împărțit o seară împreună cu Mircea Vintilă. E o atmosferă foarte plăcută. În ea s-a cântat și el Țestoasa. Nu cred. Nu? Mircea? Da. Nu. Are ale lui. Nu se bagă nimeni la refrenul. Eu eram copil și a venit cineva la noi în comună, Comuna Maciu, județul Arad, și a cântat această piesă. Da, se poate. Dar unul dintre dumneavoastră sau domnul Vintilă sau cineva, oricum, nu mai țin minte exact cine a fost. În vremea comunismului, eram mic. Am citit astăzi că atunci când ați terminat dumneavoastră actoria, eu mă nășteam. Deci... Nu de mult. Nu de mult. Cel care știu că cântă piesa Broasca Țestoasă, a mărturisit în show cu același succes cu care îl cânt și eu, sunt sigur, este Adrian Ivanischi. El cântă piesa Broasca Țestoasă. Nu l-am ascultat niciodată, să vedem că problema e la refren. Acolo, așa, versurile sunt normale. Cristian Morgenstern, la refren să e o problemă. O să auzim. Prima dată când... La sfârșit. Adică imediat după ce am compus piesa, practic într-o noapte, eram la cămin, stăteam în aceeași cameră cu actorul Gheorghe Dănilă, prietenul, din păcate nu mai e printre noi, și colegul meu, din Roman era, ne-am înțeles foarte bine și eu cu chitara, deodată m-a plesnit inspirația, pe la 1 noaptea, după cursuri, după aia, am început și acum cântam cu o lumină așa ca ceilalți colegi, în speță colegul meu, se poate dormi, nu? Cântam încet acolo și zic, acum ce naiba fac? Cum să scriu? Că trebuia să aprind lumina să scriu. Zic, și am găsit soluția, îl cânt de mai multe ori ca să-l țin minte. Și cred că l-am cântat vreo 2 ore și la un moment dat am realizat că eu cânt de nebun și colegul meu nu poate, și m-am oprit. Zice, ce te-ai oprit?
Păi am crezut că te deranjează. Nu, nu, cântă continuu. Dar știi de ce îl cânt, ca să țin minte. Ok, cântă. Așa că a doua zi mi-am adus aminte în sfârșit, devenise automat, zic, ca să nu-l uit, am să-l scriu. La refren n-am putut să scriu refrenul. Era atât de complicat, zic, îl mai las, să vedem, poate se transformă. Dar nu, nu s-a transformat, slavă Domnului. Sunt mai multe piese cu onomatopee. De exemplu, chiar scrise tot versuri de Christian Morgenstern, am luat versurile din Antologia Inocenței a lui Iordan Chimet, care erau poezii dedicate copiilor și adulților. De exemplu, Cioroiul Pat, care îl cânt acum. Cioroiul Pat, placi, placi, ne-a ajutat, taci, taci, tu-tu. Stătea hai-hui pe piatra lui, placi, placi, taci, taci, hău, hău. Doamna de ceață, placi, placi, îl mai răsfață, taci, taci, tu, tu. Îi spune zău, nu stai prea rău, placi, placi, taci, taci, hău, hău. Na, 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 na. Un an s-a dus, placi, placi, dar l-a pus, taci, taci, tu, tu. Cioroiul Pat a răposat, placi, placi, taci, taci, hău, hău. Foarte drăguț. Copiii, mulțumesc. Cum prind piesele acestea? Ați făcut un spectacol pentru copii vreodată? Doar pentru copii? Nu. N-am făcut doar pentru copii. Dar nici nu... Copiii erau parte integrată din publicul meu. Vin părinții cu copiii, iar nu știu dacă putem arăta, cred că am un fluturaș cu afișul care reprezintă afișul acestui spectacol de care vă spun. Să-l arătăm la cameră, dați-mi și... Broasca Țestoasă și alte povestiri pe note. E important să vedeți, dacă poate să-l vadă camera. Acel desen este făcut de un copil de 9 ani, maxim 10, care, după un spectacol, m-a desenat pe mine, nu? Cu broasca în formă de chitară și mi l-a dăruit acel desen. Și l-am pus pe afiș. Și l-am pus pe afiș. Foarte drăguț, minunat. Dar chiar seamănă pe noastră. Da. Foarte lent copilul. Alea sunt culorile pe care el le-a trecut în desenul lui. Maestre, mai avem 10 minute maxim. Perfect. Plecați undeva. Trebuie să cântați neapărat și broasca. Da. Acum? Să cântăm acum. Adică poate mai avem timp de o clasică după aceea, dacă vreți. Sau vreți să cântați ultima? Mi-e indiferent. Să prindem momentul. Prindem momentul, fluxul acesta. Rămânem pe piese folk. Clasicul e prea greu și chitara e prea ușoară. Bine, atunci să încercăm broasca Țestoasă, dacă asta e dorința publicului. Am anumie, asta-i tot, și vin asupra mea alții. Sub Teobald, regele got, crescui în rezervații. Sub Teobald, regele got, crescui în rezervații. Și refrenul. Hai lim, hai lom, ciumdabâlig la gârlom,
cium da pătică dacă toprlă lingă dacă toprlă lingă dacă toprlă lingă dacă cium da pătică dacă toprlă toprlă gălică la gălu. Nu-ți vine să crezi? Domnișoara de la cameră zice, bagă acolo, ce dracu spune asta? Atâtea au fost în acești ani de care nu știu boabă. Acum expusă-s pentru bani la moș într-o tarabă. Acum expusă-s pentru bani la moș într-o tarabă. Fii atentă ca să înveți refrenul. Hai lim, hai lom, cium da bălig la gârlom. Cium da pătică dacă toprlă lingă, dacă toprlă lingă, dacă toprlă lingă, dacă cium da pătică dacă toprlă lingă, dacă toprlă gălig la gârlom. Stafia morții nu-mi dă ghes, nu știu te muta coasă. Sunt broasca țest, sunt broasca țest, sunt broasca țestoasă. Sunt broasca țest, sunt broasca țest, sunt broasca țestoasă. Ultima șansă să înveți refrenul. Hai lim, hai lom, cium da bălig la gârlom. Cium da pătică dacă toprlă lingă, dacă toprlă lingă, dacă toprlă lingă, dacă cium da pătică dacă toprlă lingă, dacă toprlă gălig la gălum. La emisiunea pe care o avea Ducu Berții la TVR m-a invitat chiar de ziua mea și mi-a dăruit două broscuțe țestoase mici, mici, pe care le am și acum, s-au făcut mai mari, au un terariu, le păstrez. Le mai cântați câteodată? Le cânt tot timpul. Hai lim, hai lom, cium da bălig la gârlom. Cium da pătică dacă toprlă lingă, dacă toprlă lingă, dacă toprlă lingă, dacă cium da pătică dacă toprlă lingă, dacă toprlă gălig la gârlom. Fii atent la viteză. Hai lim, hai lom, cium da bălig la gârlom. Cium da pătică dacă toprlă lingă, dacă toprlă lingă, dacă toprlă lingă, dacă cium da pătică dacă toprlă lingă, dacă toprlă gălig la gârlom. Cium da pătică dacă toprlă lingă, dacă toprlă lingă, dacă toprlă lingă, dacă cium da pătică dacă toprlă lingă, dacă toprlă lingă, dacă toprlă lingă. L-ai prins? Mulțumim, maestre, pentru... Plăcere și eu vă mulțumesc. Superb. Dar vocea noastră nu se stinge, nu se... Eu vă știu tot timpul așa, adică... După 12 noapte. După 12 noaptea. 25 februarie. 25 februarie. Ora 19. Teatrul Național de Operetă și Muzical Ion Dacian. Ora 19, Ucenicul Vrăjitor. Mă gândeam că acuși o să ne... Iată, afișul. Mă gândeam că acuși o să ne interzică să zicem și de teatre și de... Doamne ferește, muzică și așa. De ce? Nu știu, că e reclamă la teatrul ăla, e reclamă la teatrul ăla. Știți că n-avem voie să facem reclamă la anumite chestii. Păi e vorba de cultură. Așa este, așa este. Dar mă gândesc. Vrei cultură cu ce? Și atunci să facem reclamă doar la medicamente? Teatru, râsul e un medicament, unul dintre cele mai bune. Zilele trecute citeam câte beneficii ai de la râs. Și știți că mi se pare în Japonia există un curs de râs. Adică se fac ore de râs, chiar dacă pleacă pe un râs mecanic, artificial, dar care dă până la stimulează. Urmă, stimulează, lumea uită să râdă. Ca să nu mai spun de umor. Păi, orice îi spune, noi am mai prins, nu? Și dumneavoastră ca și mine, perioada în care orice ai fi spus era interpretat. Iar la teatru, păi ce, te duceai și la o piesă clasică, dar cine urmărea textul clasic? Totul era cu subtext, cu apropouri. Doar, dacă nu știți, vă spun eu de spectacolul Revizorul, de Gogol pus în scenă la Teatru Bulandra, de Pintilie, renumitul regizor, cu pleiada de actori de geniu care îi avea Teatru Bulandra la vremea aia și care spectacol s-a jucat doar 3 reprezentații și a fost suspendat și directorul... S-au prins băieții. Nu știu dacă s-au prins, dar nici nu,
șopârlele nu erau, era textul pur și simplu, dar modul cum era și faptul că se potrivea, adică toată ritualul în care revizorul era primit cu pâine și sare de primarul orașului semăna cu momentele tovarășului. Lumea râdea în sală, eu am văzut toate cele trei reprezentații și lumea râdea și tot lumea s-auzim mai departe. Excelent. Maestre, mulțumesc foarte mult pentru această seară. Mult succes în ceea ce faceți. Doamnelor și domnilor, maestrul Radu Gheorghe în această seară s-a bucurat împreună cu noi, sper, cântând live. Sigur, cu drag. Două microfoane aici care l-au gătuit toată emisiunea. Apreciem, maestre, pentru... Nicio problemă. Pentru sper că s-a auzit bine. S-a auzit foarte bine. Dacă nu, repetăm. Oricum putem să repetăm. Poate facem un tandem într-o seară viitoare. Cu drag. Să ne aducem aminte de vremuri de altă dată și din generația noastră. Sunt Cornel Drăvășan. Mâine seară vă dau întâlnire direct la emisiunea Din Cărțile Lumii. Sâmbătă la ora 2, proiectul Restart. Rămâneți cu A7 TV. Acest